Rudele victimei spun că agresorii au întrerupt curentul electric și apoi l-au atacat pe fostul primar. Deodată s-a stins lumina, asta nou de afară, zice, merg să văd ce e. Și după ce a ieșit, la un moment dat am auzit țipe de afară. Îmi țipa soț, era, țipa, ajutor, mă omoară, săriți, ajutor, ajutor. Și am ieșit afară după el și am văzut că doi îl băteau groaznic cu picioare, cu bâte, niște bețe, bâte groase. Ionel Cucu este membru PNL și fost primar al comunei Suceveni. Acum acesta ar vrea să candideze. Din cine este această persoană? Deci, domnul Hanță. Ce este acest? Este actualul primar și dumnealui a plătit acești PSD. Deci actualul primar a fi plătit pentru ce? Pentru ca să-l omoare. Fostul primar este internat în stare gravă la Spitalul Județean Galați. A fost internat un domn de 49 de ani, bătut cu sălbăticie și metodă. Fracturi la ambele antebrațe, care au necesitat operare și sutură cu șuruburi. La unul din antebrațe au fracturat ambele oase, fracturi ale gambei pe o parte și ale piciorului, a labei piciorului. Primarul comunei Suceveni neagă însă acuzațiile. Polițiștii încearcă acum să dea de urma agresorilor.